Salutare, oameni buni! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit la Panasonic Days! Este a doua ediție, vor mai fi încă două ediții de acum încolo. În seara asta am o deosebită plăcere să vorbesc cu un om pe care l-am cunoscut la Philip Bloom și până când o să-l vedem și pe invitatul din această seară, haideți să vedeți cum l-au cunoscut eu pentru prima oară pe Teddy. I'm holding. Yeah, just crossing the fortress. What the fuck? What the fuck? Da, era, îmi aduc aminte, am fost împreună la Philip Bloom. Da, la un workshop, mă rog, întâlnire a filmmakerilor și videograferilor din România, care venea el maestro Philip Bloom. Da, 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 da. A fost senzațional. Și toată zi ne-a dus în cetate la Oradea. Luați și faceți un film de un minut. Acum, dacă ai ridicat ștacheta cu filmul ăsta, mersi, ce pot să zic? O să încerc să par inteligent. Teddy, a fost foarte tare experiența, ce să zic. Chiar a fost foarte tare experiența. Chiar. Îi salutăm și pe cei care sunt alături de noi acum, un număr de 55 de oameni pe salutare. Facebook și 10 oameni s-au adunat și pe YouTube. Salut! Bine v-am găsit! Pentru cei care nu știți, Teddy este printre singurii români care are un film pe Netflix. Lucru foarte tare și mă bucur că te cunosc și mă bucur că ne-am cunoscut și acolo împreună și mă bucur că, uite, există filme care sunt pe Netflix. Și cred că asta e un început. Da, o să ne povestești tu mai mult. Bun, ca să te cunoască lumea, am două întrebări simple pentru tine. Când te-ai apucat de video și dacă ai urmat vreun curs de specialitate, dacă ai cumpărat vreun curs de pe net, dacă ai făcut o facultate, după care o să începem webinarul semnat Teddy Necula. Mulțumesc, da, păi oficial am început să fac video în liceu, având, hai să spunem, în ghilimele, experiența de actor, când la 12 ani am jucat rolul principal în filmul Noro, al lui Radu Gabrea, aia a fost șansa vieții mele și mi-a plăcut mie cu camere, cu lumini, cu astea, dar am nimerit la un liceu de Mate Info, unde a fost un elev eminent cu nota 6 la orice avea cifre, doar că diriga mea coordona proiecte europene și în clasa 9 a trebuit să facem cum două scurtmetraje. Și aia m-a atras foarte tare, am văzut ce mișto e să fii șef, evident că nu eu filmam, n-ai vrea să îți filmeze Teddy să iasă cu tremuri. Da, ce puteam să fac era să dau directive. Delfor, iată cum am ajuns regizor, așa. Baza a fost că, având experiență multă în ONG-uri, ca voluntar, ca zona asta, am început să creez video pe nișa asta de ONG-uri. O să vă arăt și în prezentare ce am făcut. Inițial am avut mentori care dădeau feedback de la dur și mișto pe ceea ce cream și așa am învățat, inclusiv Radu Gabrea, regizorul care mă distribuise, Alexandru Ciochia,
unul din mentorii mei și el un pasionat de Panasonic și un specialist, după care am vrut să dau la un ATC și decanul de acolo, în vremea aia, era un pic mai tâmpit și a zis că știa un handicap. Noi nu, de parcă nu știai asta, adică era ceva nou că, pentru da, tine. Că parcă era aici, nou. Dar oameni care poate să facă film după, zic, păi uite, bă, să am un DVD cu vreo 4-5 scurtmetraje din liceu, bune, proaste, cum erau ele, niște campanii, în fine. Am făcut facultă la Media Pro, la clasa lui Alexa Vizarion, care a fost un profesor, mentor, wow, după care film documentar la Cluj. Am luat un curs de 2 zile cu Doug Simmons de la Hollywood Institute, care ne-a certificat în numele tatălui și a fiului producător de film. Și o să vă spun în seara asta câteva insight-uri foarte tari pe care le-am luat de acolo și le-am aplicat în filmul meu și în cum am ajuns cu el pe Netflix. Da, mi-a plăcut școala vieții, ca să zic așa, filmul se învață făcând și dacă e un lucru pe care mi l-am luat din orice fel de școală am făcut, a fost că mi-a plăcut să pun oamenii împreună și doar în felul ăsta construiești. Nu suport să lucrez singur, dar altfel nici n-aș putea, nu am cum să fiu one man show, mai ales partea asta de filmare. Și atunci, cumva, venind și cu diferențiatorul ăsta de povești inspiraționale sau content video inspirațional, am atras foarte mulți oameni în jurul meu. Așa că în seara asta, despre asta povestim. Despre cum creezi video content inspirațional și filme inspiraționale și cum livrezi asta către clienții tăi. O să vorbesc din punctul de vedere al regizorului, al producătorului și al filmmakerului și o să vă arăt de ce e important asta în zilele Panasonic, pentru că o să vă introduc câteva camere faine prin care am trecut sau cu care voi trece pe drumul ăsta, dar să nu mai lungim vrăjeala și să dăm drumul la webinar, ok? Sigur, ceea să nu mai lovim vrăjeala. Ce vă rog este să lăsați toate întrebările în comentarii, pe chat, unde vreți voi. Ștefan le va lua și webinarul ăsta va fi felul ăsta. Am o oră de prezentare în care vă arăt și videouri, în care povestim, da? După care am un cadou pentru voi, cei care rămâneți cu noi în prima parte. Apoi luăm Q&A-uri până la final. Mare, ultimul sau lumina sau așa. Sună bine? Sigur. Așadar, mulțumesc tare, tare. Să-i dăm cu acțiune. Și după un an de pandemie și să mor eu dacă m-am obișnuit cu butoanele de la Zoom-ul ăsta, spune ceva despre mine, nu? Sigur. Ia uite cum nu, asta era pagina. Asta e la pagină. Parfum. Video content inspirațional. Dar înainte de asta, să mă laud un pic. În caz că vă întrebați de ce vorbesc așa și nu știați, nu sunt bad. Că în ultimul timp m-am mai făcut niște eduri video pe Facebook. Și a comentarii, da, bă, tu vinzi cursul la ești bad, nu. Am onoarea de a fi singurul regizor handicapat român și asta mă ocupă tot timpul aproape. Am bucuria de a lucra cu foarte multe branduri, de la startup-uri la branduri cunoscute, în agenția noastră, Necula Agency, în care creăm video content inspirațional pentru brandurile astea faine. Cum ai spus și tu, da, am reușit să fac primul lungmetraj inspirațional românesc, coborâm la prima, care a sfârșit încă nu pe Netflix, dar e acolo și va mai fi încă 2 ani. Good!
Ce înseamnă inspirațional? Pe mine înseamnă povestea de viață umană, da? Tipul ăla de videouri care te emoționează și pe care le share-uiești pentru că vrei să faci parte din binele ăla. De obicei, așa zic că ăștia, tailandezii, nu știu ce mănâncă ei, că mereu dau povești de asta lacrimogene, dar de fiecare dată când întâlnesc un client nou, avem o discuție în care ajungem la întrebarea asta. Care este esența umană din brandul tău? Pentru că dacă pleci cu ideea asta în cap, mult mai ușor crezi o poveste despre acel brand. O poveste care inspiră, o poveste care emoționează. Și dacă ar fi să dau un prim exemplu de ce înseamnă pentru mine video inspirațional, vă arăt campania asta scurtă pe care am făcut-o pentru ASPA. Eram acolo, în prima ta zi de liceu. Mai știi? Eram acolo când voiai să fii balerină, când ai crescut, când te-ai îndrăgostit prima oară și ultima oară. Eram acolo când te-a durut și când te-ai bucurat. Eram acolo și acum vrei să mă arunci. Spuneți că sunt în plus și că nu mai aveți timp de mine. Știi că mă vor eutanasia. Câinele tău e parte din viața ta. Adăposturile din toată țara sunt pline. Nu-l abandona. O campanie ASPA. Ei, cum e clipul ăsta? Ne-am făcut dealuri de șervețele? Da. Mai ales pentru cei care au un suflet acasă, un câine, eu sau un animal. Eu nu am, dar acum că am două fetițe și doresc foarte mult să aibă un animal în casă și știu cât de fain e și cât de plăcut e. Și da. Știu și problemele pe care tu le-ai expus în acest scurt clip. Da, a fost și pentru noi o provocare cu multe lacrimi când am produs Dita Mai campania pentru ASPA. Anyway, ce înseamnă pentru mine bine inspirațional? Este un video cu mesaj puternic, o poveste umană, o schimbare pozitivă până la urmă, pentru că de-aia vrei să faci videouri inspiraționale ca să inspiri schimbare, să inspiri soluție, să inspiri pozitiv. Atunci când vedem orice fel de lucru pozitiv care ne surprinde în jurul nostru, inclusiv un video inspirațional, în noi se naște hormonul ăsta, oxitocina, care de obicei apare la date fixe în calendar. 1 martie, 8 martie, 24 februarie, în zilele de salariu, dar mai apare și atunci când suntem surprinși de pozitiv. Și motivul pentru care dăm share la videourile astea inspiraționale e că vrem să facem parte din binele ăla. Și atunci, dacă brandul care produce, care se comunică printr-un astfel de video, mă rog, dacă alege să se comunice printr-o campanie de video content inspirațional, e mult mai aproape de inima oamenilor. De asta iubesc videourile inspiraționale, pentru că ating acele butoane, cum place să zic, din inima și din creier. Devii mai memorabil, comunici pe limba și pe inima clientului tău. Dacă noi ca producători de video content, de, mă rog, filmmaker, ajungem să facem clientul să înțeleagă ce powerful e să spui că
Volvo nu are, da, 16 bujii, tablă de Buzău pe el, ci că are grijă de familia ta, care uite și livrează poveste de asta, e mult mai powerful și de fapt toate brandurile mari au înțeles puterea videourilor cu emoții, videourilor inspiraționale. Și cumva astăzi, în paralel cu discuția despre ce iubesc la Panasonic și de ce fix acum livrez webinarul ăsta, o să vă dau mai multe exemple de content video inspirațional pe care îl puteți produce pentru clienții voștri, pentru voi, pentru brandurile care vă sunt prieteni. A să nu uităm de unde am pornit această călătorie. Vă spuneam că în liceu am lucrat foarte mult content pentru ONG-uri și în clasa 10-a, 16 ani, un ONG m-a invitat să fac un primul meu spot TV, care era un spot dedicat unui proiect pentru controlul medical în timpul sarcinii. Cum țavă domnului la 16 ani, nu aveam experiență în femei gravide, m-am întrebat cum fac eu campania asta. Așa că mi-a venit următoarea idee pe care o vedeți aici. Da? Asta a fost prima încercare de video inspirațional. Și aici am înțeles două lucruri. Un lucru, asta aviz bărbaților, pentru că ele știu, dacă vrei să spui ceva cu impact, fă-o scurt și cu emoții. Iar al doilea lucru pe care am înțeles este că oamenii au nevoie de inspirație. Avem nevoie de genul ăsta de mesaje pozitive, pentru că e destul de dramă în jurul nostru, e destul de dramă în știri, în media, așa încât când comunici ceva social, ceva uman, nu neapărat social, fă-o într-un fel pozitiv, într-un fel care atinge. Poate că dintre voi o să fiți mulți care spuneți, bă, bullshit, ce căcat, atâta emoție, atâta lacrimogen, dar contează super tare cum te adresezi customer-ului tău, cum îi arăți că ești acolo, că ești prezent, că nu vrei doar să-i vinzi ceva, ci să le duci. Da? E, și ăsta este un moment foarte emoționant pentru mine, în care trebuie să vă fac cunoștință cu o brunetă mișto, Mărioara pe numele ei, care e asta. Asta e prima mea cameră, Mărioara, un Panasonic HBX200, e mai mic, e Mărioara așa, ea a fost făcută în 2006-2007, pe acolo, am prins-o de vicină, în 2008, am lucrat foarte mult cu ea, mai ales în liceu și în facultate, și încă lucrez cu ea. Și acum spuneți, băi, ești nebună, ai agenție, ai film pe Netflix, tragi cu camera 3 CCD. Da. Pentru că sunt lucruri pe care încă le poți trage cu așa ceva. Sunt interviuri, sunt content care încă poate fi făcut. Și o să vă zic de ce aleg Panasonic când pot să aleg. Pentru că mereu Panasonic a avut un extra ceva. Inclusiv asta are 10 biți. Dracu știa în clasa nouă ce e 10 biți și ce face, până după vreo 6 ani când am înțeles cu Da Vinci cu alea și când am băgat materialul ăsta, trage pe carturi pe 2 în 10 biți. Și când am băgat în Da Vinci materialul de acolo și am tras de cer, am tras de cer în jos și am recuperat cerul, zic, ia uite, am fost vorb. Evident că
Și cu marihuana a început parcursul meu în ale echipamentului video și în, și în ale Panasonicului. Nu o să... Da. Pup băr Panasonicul, pentru că vorba aia am avut o grămadă de camere pe care le-am rulat. Dar vreau să vă arăt de ce și ce găsesc wow la Panasonic. Așa că să-i dăm mai departe pe drumul ăsta. Vă rog frumos, dacă vă plictisiți, să știți că urmează chestii faine, doar că am sindromul Florin Piersic uneori și îmi place să mă întind. Băi, un lucru bun la tine, un lucru extraordinar la tine e faptul că ai simțul umorului. Da, măcar cu ăsta mă mai simt pe ori. Bun, ce face un video să fie inspirațional? E o poveste cu esență umană, o poveste pe care o crezi, pentru că eu nu cred că trebuie să te identifici cu personajul niciodată, dar trebuie să, ca ceva din tine să rezoneze cu ceva ce vezi în acel video, în acel film. Și atunci se produce click-ul, pentru că ce face povestea asta e că te ajută să reevaluezi pozitivul din tine și din jurul tău și să-l apreciezi altfel, da? Și să te bucuri de ceea ce ești. Un bine inspirațional are personaje din viață, adică pe care le crezi, sau chiar reale, că poate să fie genul de documentar inspirațional. Chiar dacă faci un clip, documentezi o poveste, cum o să vedem un pic mai încolo. Este cinematic acest cuvânt care ne se scoate pe ochi, dar arată și sună ca un film. În principiu, vă scot, produce emoție la greu, după cum ați văzut. Hai să vedem cum construim o astfel de poveste. Am zis că plecăm de la întrebarea aia, care e esența umană din brandul tău, știi? Practic, aici ai un om care are niște vulnerabilități în el, da? Nu se bate cu nimeni, nu e Harapalp care se bate cu smeiul sau spunul sau cu cine dracu se bătea că n-a mai trecut pe la școală. Se bate cu o chestie interioară, cu o frică, cu om, cu ceva ce nu vede, nu simte, ok? Și cumva conflictul ăsta e evident deși interior, și creează empatie în tine privitor, pentru că și tu ai trecut prin acele situații, da? O să vedem în videoul care vin că sigur găsim ceva în ele cu care să empatizăm, da? Musai are un changing moment, un aha, cum îi spun ăștia, dezvoltarea personală a vieții, da? Când personajul îți dă seama, băi, boss, stai că e ceva mai mult decât știu eu, pot să văd. Și aici apare surpriza. Surpriza, binele pe care îl dorim, dar binele pe care am vrea să implementăm. Dar până la punctul ăla, poate că ne-a fost teamă și o să vă arăt un clip în care puteți identifica chestiile astea super simplu. Și din acest moment de han, de switch și din surpriza pozitivă, rezultă partea asta inspirațională și memorabilă care ajută brandul. Observați ce bun am fost la matematică. 1, 2, 3, 4, 3. Și atunci, când lucrezi cu un client pe chestia asta, gândește-te la întrebările astea sau adesează-le, da, într-un fel în care să le înțeleagă. În ce valori umane ar crede brandul tău, dacă ar fi un om? Despre ce ar vorbi? Despre iubire, grijă, respect, frică, etică. Cum ar arăta povestea cu erou? Ce și-ar lua erou în povestea aia care să descrie valorile brandului? Da? Hai să vă arăt un clip pe care l-am făcut pentru un test de screening al sarcinii. Se pare că mă bântuie tema asta cu un gravid de sarcină, tăcât.
Da, ar trebui poate să fac ceva despre asta. Hai să vedem video-ul de la Panorama și vă rog, uitați-vă un pic la structura poveștii. Vedeți cât de simplă e regia și asta o să vă zic mereu. Eu n-am pretenția că sunt un regizor cu mușchi. Nu, sunt un regizor super basic, dar care are intenția și asta e foarte important, să ai intenția, dar vede partea asta inspirațională și cum o transmiți simplu, subtil. Subtilitatea joacă un mare rol când faci chestia asta de emoție și inspirație. Cum îmi pui subtil în video. Așa putem panorama. Bună, puiule. Am ceva să-ți spun. Știi, viața e un șir lung de picături. Prima ți-am dat-o când am aflat că vii. Au urmat multe alte picături. Teoretic, puteam afla orice despre tine. Practic, mai nimic. Toată lumea știa ce-i de făcut și toți mai bine ca mine. Când credeam că am găsit răspunsurile, tu schimbai iar întrebările. Mă derutai, mă iritai și parcă mă testai. Pur și simplu, nu mă simțeam în stare să fiu mama de care aveai tu nevoie. Niciodată nu m-am simțit așa nesigură. Niciodată. Din fericire, tot ce trebuia să știu despre tine era, de fapt, în mine. Am primit ajutor cum nu credeam că se poate. Și deodată m-am simțit puternică. Orice aș fi aflat despre tine nu mă putea speria. Urma să ne descurcăm împreună. De fapt, mereu am fost capabilă să fiu mamă. Doar că n-am știut-o. Am învățat să te aștept și în fiecare zi mă pregăteam pentru asta. Când ai venit pe lume, ai fost tot ce mi s-a spus că vei fi, cea mai frumoasă surpriză pe care viața mi-o putea da. Orice mamă are nevoie de sprijin. Cere-i medicului tău testul Panorama. Împreună avem grijă ca amândoi să fiți bine încă din prima zi. Bun, pare că îi faci un copil după ce vezi asta. Anyway, v-ați citat un pic la structura poveștii, da? Ce are asta? Păi ea repune reabilitatea faptului că na, toată lumea știe mai bine ca ea. E teamă, e normal, ai o anxietate când ești gravidă, nu știu, dar am auzit. E momentul de cotitură în care asta, am provocat să intre cum am contat cu sângele ei, da? Plecarea în baster, în chiuvetă și s-a înțepat. Și cumva acolo e switch-ul în care îți dă seama că în sânge are tot ce trebuie. Cel mai prost regizor e la care își povestește povestea, cum fac eu acum. Dar vrem să identificați punctele alea despre care vorbeam. Care e un challenge atunci când propui o campanie de video inspirațional pentru clientul tău? E să-l faci să fie deștept și să înțeleagă că tu când dai clipul ăsta cu emoție, lui aduce foarte mult awareness și foarte multă apreciere și îmbrățișare a brandului lui de către spectator. Și explici, boss, nu e așa, de exemplu, în agenție avem pachete complete în care venim cu un video principal emoțional, la, lacrimogen, tot ce vrei,
După care cu content auxiliar care susține chestia aia, care îți arată laboratorul de genetică, da, fiind o prezentare basic, clasic, în care vezi ce dracu face testul ăla. Dar, care, de ce v-am zis asta? Nu încercați să faceți strutocămile în care vrei să și livrezi emoție cu video-ul ăla, dar vrei să și arăți produsul și să spui că face trece moare. Da? Adică am avut, rar am avut parte, dar trebuie menționați clienții ăia care, wow, te de mișto, facem ceva inspirațional, emoție, ne place scenariu, mood board, toate alea ajung la filmare, filmează jumătate zi, dar parcă nu e suficient de corporate. Păi să mă rămân, să n-are cum să fie și emoțional și corporate, că sunt două mesaje diferite, de aia zic, separați conținutul, pentru că empatizăm cu tipul ăsta de video, după care cunoaștem detaliile tehnice prin videouri auxiliare. Asta era sfat personal. Cum mai întâlnești de ăștia? La unde apare produsul? Păi produsul apare, cel că de fapt îi creezi valoarea produsului. Da? Faptul că se poate comunica fără să spună ce chestii tehnice are și că atinge mai mult, aia te atrage. Te face să nu dai skip la ed-ul ăla sau la video care e sec, care e prezentare și atât. Și te bag în funnel-ul ăla, care în funnel-ul ăla îi dai ce vrei, testimoniale, portrete, o să vedem imediat de ce iubesc portretele. Da? Bun, dar până atunci, cum e până aici? Lăsați comentarii. Cum e? Suntem bine? Plictisim? Aberăm? Ne place? Ce spune chat-ul? Sunt oameni care au pus întrebări, o să le luăm la final. Le luăm la final și mai am și eu câteva întrebări pe care o să ți le adresez. Așa că cei care sunt alături de noi acum, guys, puneți întrebări, eu o să le iau de pe Facebook, o să le pun deoparte și o să le adresăm la final când Edi va termina webinarul. Da, ei dragii moșului, și mereu ne lovim de această întrebare fermecătoare pe care toți o punem, nu mă lucrat cu mine, și lăsăm în comentarii pe YouTube și pe unde apucăm, dar cu ce cameră ai tras de se vede așa frumos, nu cu ce DOP, da, nu cum ai comunicat cu ăla, cum ai ales scenografia, cu ce cameră ai tras. Răspunsul meu de obicei cu o cameră potrivită proiectului. Da? Că dacă dă dracu și am o cameră în greoaie, rău de manevrat, într-un timp care într-o zi trebuie să schimb 5 locații, să mor eu dacă mă excită, dacă era Ari Alexa sau eu știu mai ce. Îmi trebuie o cameră potrivită proiectului, potrivită tipului de producție, potrivită dinamicii. Ai văzut ăsta? Zii, de la panorama totul e tras handheld și îmi place genul handheld, dar na, nu filmul românesc de până acum câțiva ani în care ieși handheld și stai cadrul ăla, decupezi frumos cadrul larg, stâns larg, dar totul handheld ca să ne mișcă mai repejor. Că până ea mea odoliu, până eu ce s-a dus record ziua. Da? Și atunci, cumva, ce caut la o cameră potrivită pentru proiect, da? Și vă spuneam că am făcut lungmetrajul ăsta Coborâm la prima, un film care se întâmplă într-un vagon de metrou. Da, un lungmetraj care este pe Netflix. Am filmat 12 zile într-un vagon de metrou, am construit un vagon de metrou la noi în studio, și arată cam așa trailerul, trecem rapid până el. Noi suntem metroul ăsta, așa cum suntem și în viață. Unul lângă altul, dar cu inimile la kilometri distanță.
Stimați călători, datorită unei defecțiuni de ordin tehnic, trenul a oprit de urgență. Mariana. Daniel, încântat. Tu spui că am un telefon pentru câteva minute? Jur că nu te mint, sunt prins la metro. Stai sigur să vrogheadă. Ce, și tu folosești? Și? Nu folosesc. Păi de ce zici nu dacă n-am spus încă ce? Și ție cu cine nu ți-ai ieșit? Fost tu? Ai încredere în mine? Dacă nici asta nu e încredere, nu știu cum se cheamă. Vă sunteți nebună? Nu? Astea sunt glume? Ne-a chemat la spital la imele. Unde? Trebuie să fie un spital foarte bun. Pe mine aseară m-au sunat 3 colegi și toate rudele. Eu zic să facem la fel. Doamne ferește, vreun prieten de-al nostru pe acolo. Ăștia coboară? Vede vreunul dintre voi ce cadou imens am primit noi aici? A oprit timpul în loc ca să ne putem cunoaște. Mănânci ciorbă? Numai dacă e fierbinte. Da, sarmale. Preferatele mele. Fantastic! Ce? Uite, mă, după atâta vreme, nu ți s-au astupat găurile de la urechi. N-am niciun drept să te ajute. Unde mergi? Bor la primă. Când ne-am urcat în metroul ăsta, am crezut că mergem câteva stații și coborăm. Dar uite că am mers câteva vieți. Da, mă știu, coborâm la prima trailerului. Netflix s-a rulat în 40 de orașe în țară. Am avut o carabană de film și încă e o păie care îmi spun, boss, în lungmetrajul se trage doar cu ariu. Să mor tu! Cu ce camere credeți că am tras acest film? Hai că sunt și eu pe chat aici pe Facebook. Hai să dăm cu părere. Cu ce e tras? Uite, deja cineva întreabă aici, Valentin, cu ce camere ai tras și cu ce lentile? Hai să vedem niște comentarii. Zile tu, Ștefan, când vezi că apar. Da. Guys, cu ce cameră credeți că a tras Teddy acest film? Film care e pe Netflix. Da? Să vă scutesc că iPhone nu era, deși ne-am gândit și la asta ca marketing. Au apărut ceva comentarii? Nu. Stai să vedem. Toți te felicită. Pe secundă, mulțumesc. Am fost eu, am fost echipa. Ai tras cu un Panasonic? Bă, nu, știu că este în cadrul Panasonic Days, dar nu este Panasonic. Bun, Răzvan era pe aproape mânăile, am tras cu un FS5 și cu un A6500. Hai bă, Titi, serios? Da, de ce? Pentru că avem un spațiu închis în care trebuie să mă mișc repede, maleabil, da? În care luminile erau doar alea de la neon, în care am ales cu diopiul Alex Timoș ca să fie neoane simple, da? N-am vrut să bag bani, că nici nu aveam în camere mai mari, în arii, în red. Nu aveai de ce te chinuiai acolo. Trăgeam 12 ore pe zi, cam 8 pagini de scenarii pe zi. Go! De ce nu Panasonic? Și de ce vorbește de Panasonic? Că am fost idiot și, mă rog, idiot. Avem la îndemână camerele alea. Mi-ar fi plăcut să am un GH5, apropo de ce vorbeam. Și, na, aș fi putut dacă aș fi cerut. De ce? Pentru că culorile alea pe care le vedeți sunt făcute de un colorist care lucrează la Kodak. Alex Chitoroagă. Dacă aveți o dată nevoie de un colorist mișto, căutați-l. Și pe obițiu pe care l-am tras, ne-am scremut un pic, așa că da, cred că ne-ar fi plăcut să avem 10 biți. Mai ales cum nevanele alea erau singura sursă, ne-am cam chinuit. Celentine Sam Young, ne-am dus low budget, nu am dat 2 bani pe cu ce trag filmul ăsta.
am dat doi bani pe cu ce trag ca fiabilitate. Da. La fel cum regia la filmul ăsta nu e nicio mare șmecherie. Cadru larg, prim plan, prim plan, go, cadru larg, prim plan, prim plan, asta e tot. Din nou, nu cred că sunt regizor de la wow, ce am căutat emoția, îi nebunem la cap pe asistenții mei fiecare zi. Bă, are emoție, ești scena aia acolo. De ce? Pentru că atunci când ești în ritm de lungmetraj, ești dăi și nu-ți dai foarte bine seama ce se întâmplă. Full, mai ales dacă ești la primul lungmetraj, mai făcut cum ai făcut lungmetraj de documentar, dar nu ficțiune, ceea ce e altceva. Și abia când am văzut cap la cap la final, că e acolo, am zis, da, ok, super tare. Dar da, acum dacă ar fi să mă gândesc de două ori, aș lua în considerare care sunt datorile pe care pot să le am, anume un colorist, bun, actorii, Sabătului erau acolo, din cei mai mari, bun, dar cum ar trebui să ajut imaginea și să ajut coloristul ăla cu ceva, mă rog, mai wow. Era 2017, când am tras clipul, circumstanțe atenuante. Dar dincolo de cu ce cameră tragi, dar cu ce cameră e tras, o chestie la care ține Panasonic foarte mult e creatorul boss. Pentru că pe Brâncuș, cum zice Cristi, era Panasonic, nu-l întreba nimeni cu ce altă e dat în gură la statuia aia de ajuns peste tot. Da? Dar a folosit data potrivită ca să nu iasă gât sau să nu moară cu ea de gât sau așa. Da? E vorba de oameni și e vorba de să alege sculele potrivite, camera potrivită, fiabilitatea, lentilele. Da? Aveam un easy rig, știam că săracul D.O.P. o să tragă full time handheld, the easy rig. La al doilea cu așa se merge în jurul economic, dai un monoped, ce crezi? Aveam un căcat de convertor de lentilă de la Samyang-ul care era de Canon pe ăsta, nu era metapunul de la solid și aveam cadrii care făceau wobble la montaj pentru vorbii aruncă-le. Așa e când ești prost și nu-mi gândești. Pentru toate departamentele, ca producător și ca regizor, nu trebuie să gândești pentru tine, trebuie să gândești pentru toți, da? Am tras în două camere, am tras la 4K, în conștiința că o să fac scale. Adică am vrut să am două camere, că n-aveam timp de prea multe duble, maxim 3, în timpul dat și în banii dați, și am vrut, l-am filmat deja cu gândul la rescale. Am tras un mediu de 2, știam că am acolo și prin planul în rescale. Ok, chiar dacă n-ai toată estetica acelui cadru, dacă l-ai trage separat. Da, era un vagon, ai multe posibilități și am avut multe posibilități, dar m-am ajutat de limitările avute. Bun? Acum, vă zic ceva. Dacă vreți să faceți film și lungmetraj, luați schema asta, care e de fapt predată de proful din America. Și el spune așa, cum faci un lungmetraj cu $5,000? Și atenție, el spune asta cu 10 ani. De ce să faci asta? Pentru că ai nevoie la primul lungmetraj să-ți arăți mușchi că poți să-l faci, că poți să-l vinzi. Un lungmetraj se vinde, un lungmetraj face business. Și ăsta spune așa, ia o locație, o singură locație, bagă în el 4 actori, 8 actori, chop them up, varianta horror. Că să pește, ți-ai făcut film, ai arătat că știi și că poți să faci un lungmetraj. Acum, mie nu mi-a plăcut cu 8 și am luat 30 de oameni și am și construit încăperea aia, că de ce nu, mi s-a părut prea ușor. Ce vrei asta? Și am ajuns la un buget de producție de 80.000 și un buget de promovare de încă 60.
țin foarte mult la business-ul de film, la fel dar cât țin la a atinge oamenii prin povestea inspirațională. Dar dacă nu ai marketing la film, te căca pe el. Nu poți fi acolo. Serios. De ce nu vine numai la cinema? Păi l-a văzut pe undeva? A văzut afișe. Dar uite, Tudor Giurgiu, pentru mine e un etalon de producător a faptului cum își face marketing, bucur la filme. Bun, bagă 200.000, 300.000, de acolo. Da. Good. Cam asta era povestea cu filmul, deci se poate. Găsește-ți o poveste, găsește-ți un scenarist, nu lucra de unul singur, că filmul nu se face de unul singur, da? Lucrează în echipă structurat frumos. Atrage oamenii în jurul tău care să creadă în valorile astea pe care tu le-ai dat. Good, next, că trece timpul și ne trece viața. Good. De ce Panasonic? Momentul sponsor. Nu, că nu. Chiar îmi sunt dragi oamenii de acolo și camerele de acolo și Mărioara. Bă, pentru că mereu are un extra ceva față de alălalt. Asta avea 10 biți. Are 10 biți de când cu primele modele de pe 2. Da, are 10 biți când alălalt dau doar pe HDMI. Ajută 10 biți? Depinde ce tragi. Vei lucra colorizare ca de film? Vei avea timp să lucrezi nuanțe, fețe, cer, chestii? Da. Arunci un lut acolo pe primul dialog? Ok, hai să mergi și cu 8. Ascultă userii Panasonic și faci upgrade-uri rapide. O să vorbesc azi de BGH, camera pe care pe mine mă interesează, pentru că este camera de producție și este top line de producție la un preț, vorba aia, sub jumate față de competitori. Și faci upgrade-uri rapide, nici câteva luni de la lansare a pus RAW gratuit, da? Ca să dați pe Atomos din BGH. E open to test și vă rog, testați camera înainte să o luați și vedeți dacă vi se potrivește în mână, în proiect. Și când dați la Panasonic, orice dealer suni, îți va pune la dispoziție camera pe care vrei să o testezi, da? E mega important să fie corp cu tine, da? Să nu te încurce în meniuri, să nu ceva, să vezi dacă te ajută stabilizarea internă sau pe obiectiv, dacă ești obișnuit să te miști cu tot corpul, dacă ești obișnuit să tragi gimbal, testează. Ok? Și Panasonic e făcut să pună accent pe intenția creatorului. Da? E o daltă. E la tine dacă este cum incendia pământului sau altceva. Da? Hai să ne uităm un pic mai mult la intenție. Dar nu zic să faceți toți filme inspiraționale, emoționale, că ce naiba prea multă concurență strică. Glumesc. Chiar mi-aș dori să nu creați cât mai mult, dar să puneți intenția în ceea ce vreți să faceți. Și vedeți care e extra mile-ul ăla pe care Panasonic îl aduce față de competitori la oricare punct în timp l-ai luat. Good? Good. Bun. Am o experiență cu GH5S pe un alt documentar care e în lucru, unde am fost cu maratonista Adriana Istrate la Polul Nord. Ea a alergat 7 ultramaratoane pe 7 continente și am primit acolo pe Mișu, un coleg, un filmmaker foarte bun. Și ne era clar că era ăsta singur, că ăla era bugetul, e foarte scump să ajungi pe acolo. Te mai și mănâncă ursul. Eu în loc prindă urs polar pe acolo destul de agresiv. Și atunci am mizat pe GH5S. Acum vă arăt un pic din clipul ăsta doar de dragul că Ștefan s-a exaltat la el.
Da, e un mort în progres. Încă n-arată ce trebuie, doar ca să-mi faceți o idee cât de departe am ajuns. Acum, Teddy, l-ai gândit ca un documentar sau ca un film? Da. Nu. Asta e documentar clar. Documentar observațional. Documentar. Cu intenția inspirațională, că asta și-a dat demisia din bancă, Adriana, da? Și a început să alege, că nu se mai simțea în viața ei. Cred că e inspirațională pentru mare parte dintre noi. Da? Chiar și eu, care nu știu cum e să alegi, cred că mi-ar plăcea să fac chestia. Hai să vedem așa niște bucățele. Nu e ceva wow de arătat aici și oricum materialul e în lucru. O să tăiem sunetul că n-are ăsta, să un cut rapid așa, să trecem de GoPro-ul ăsta. Nu, acesta nu este Panasonic. Îmi dă Cristi cu clipul ăsta în cap. Da? Tot drumul ei din aeroport. Clar că mi-a trebuit ceva run and gun, nu stă nimeni, nu vrei să te înjuri până aeroport. Observați, nu are niciun fel de grading, momentan nu e selectat, am pus cap la cap ceva doar pentru că am vorbit de subiectul ăsta. Rezistă la vânt, urși, polari și alte chestii. Și o cameră fiabilă de film, da? O poți trata ca o cameră de film, care îți dă niște imagini faine pe care le proiectez în cinema și sunt acolo. Da? Din nou, mai contează și cine mânuiește camera. În fine, dar acum cu un BGH, sunt sigur că n-ar plăcea să trag următorul meu lungmetraj, da? Deci cam asta a fost, asta e ultima îmbarcare de la Pol, chiar către Cercul Arctic, unde se întâmpla maratonul. Dar costă niște zeci de mii de euro să ajungi pe acolo. Și cum ai reușit să faci rost de banii ăștia? Păi, eu cred foarte tare în networking și cred foarte mult, după cum am zis, în business și, de fapt, să faci parteneri. Și ce m-a ajutat pe mine foarte mult a fost că am vorbit în multe companii, am fost speaker, da? Și atunci cumva am lucrat după aia campanii inspiraționale pentru ei. După care, i-am atras în proiectele astea. Uite, boss, ceva inspirațional, nu e așa că pentru tău e inspirațional? Ba da, e marcă bani, nu? Să facem ceva frumos. În primul rând, cam asta e discuția, nu chiar așa. De bani, există, în esență, cum asta lucrăm. Dar, întotdeauna o poveste inspirațională, dincolo de mișto, o meu vă atrage și o poveste umană, da? Credem în modele, chiar dacă mie nu-mi place cuvântul ăsta model, pentru că mereu ne luăm modele pe unii de afară, mamă, dacă ăla poate, eu de ce nu pot? Cred că modelul e ăla din oglindă, pentru că e singurul pe care poți să-l modelezi, da? Dar că văzând astfel de povești și livrând astfel de povești inspiraționale, te inspiri, îți iei bucățica aceea care ție îți place din ceea ce vezi. Nu e un om și-l aplici pe viața ta, dar switch-ul pe care el l-a făcut la un moment dat poate să face click cu ceva din tine și te ajută să faci ceva mai bun pentru tine. De exemplu, ok, hai să vă arăt un tip de produs care mie îmi place foarte mult, portretul video, da? Cartea de vizită, eu cred că fiecare din noi ar trebui să avem un astfel de portret video. Iar dacă mergeți la clienții voștri, ok, dacă sunt freelancer foarte tare, portret video, atașezi cartea asta de vizită în orice mail, la cover, e wow. Dar și în companii dacă mergi, da? Și vrem să facem 3-4 portrete cu oamenii din companie, să cunoaștem omul. De ce? Pentru că oamenii caută oameni, nu caută logo-uri. Și chiar dacă caută logo-uri,
caută oamenii, da, care au creat acea cultură organizațională. Și o să vă arăt un produs simplu și inspirațional pe care îl puteți crea pentru orice client al vostru. Da? By the way, portretul pe care o să-l vedeți aici, îl puteți trage cu orice din gama Lumix, da? S-uri, ce vreți voi, e running gun, nu are niciun freelancer, 7-8.000 de euro să-ți dați echipa și alea, da? E pe buget, haiducie, cum îi spune. Hai să vedem cum face o haiducie să iasă inspirațională și frumoasă. Era o vreme când eu nu eram eu. Credeam că lucrez pentru oameni, însă era doar o iluzie. Și aveam un conflict mare între ce voia sufletul meu să facă și ce-mi cerau alții. Până când am dat scuturile jos și am putut vedea că toată puterea, toate resursele și frumosul din noi acolo, în noi. Dar noi îl căutăm în afară. Când m-am uitat cu adevărat la oameni, am văzut că seamănă cu mine. Nu știam încotro să apuc, dar sunt jumate pragmatică, jumate floricică, așa că m-am lăsat purtată. Să fii în contact cu emoțiile tale, să fii în contact cu fricile tale, să poți să stai față în față cu tine și să te lași văzut. De acolo pornește creșterea. Într-o zi eram tristă și întâmplător am făcut o fotografie. În altă zi am primit o super veste de la prietena mea și întâmplător am făcut o fotografie și am trimis-o. Într-o joi n-am simțit să ies din casă și am simțit să pozez un colț de tavan, o rădăcină de copac, o ușă de bloc, un scaun. Și toate astea sunt eu. Îi învăț pe alții să-și recunoască toate bucățelele cu ajutorul fotografiei. Să le pună împreună, să le accepte și în felul ăsta să se vadă așa cum sunt ei, în culori. Așa sunt eu, Emma. Cum ar fi ca fiecare din noi să avem o carte de asta de vizită? O să vă zic niște lucruri de sub tipul ăsta de poveste. Aleg să nu-i văd vorbind la cameră. Aleg să am un interviu cu ei înainte, în care le pun niște întrebări, ce inspiră, care sunt locurile care le plac, da, facem research-ul. Și din răspunsurile lor fac textul, da? Cum spun actorii, ca să le stea textul în gură. Pentru că fix, ea a spus cuvintele alea și am ales să pun să tragă voice-over frumos, intim, ca și cum te spune la ureche și să simți chestiile alea. Și vin și ilustrez, da? Decât să-mi spună, fac, mă rog, bale, ateliere de terapie prin foto, îți arăt, îți povestesc. E inspiring, să știi. Acum, ce treabă are Emma cu pecșatul ăsta de la final? Era o vreme când eu nu era. Așa sunt eu, Emma. Cu Kobe Bicycle? Portretul ăsta e magie, îl poți folosi pentru orice. Poți să-l folosești ca testimonial. Da? Nu vrei să mai tragi testimonialul ăla clasic în care omul te laudă la cameră. Nu poți. Fă-i o poveste și arată-mi ceva din viața lui și arată-mi cum se integrează brandul, produsul, serviciul pentru care faci testimonial în viața lui. În cazul ăsta e Kobe Bicycle, un brand de biciclete. Poți să-ți personalizezi bicicleta în culori, tot ce vrei tu, care și-a luat 5 din clienților, artiști, ce vrei tu, antreprenori, corporatiști, și le-am făcut un portret la fiecare. Clar că atunci când vezi că vorbește de autenticitate, la fel cum vorbește brandul, remember care este esența umană din brandul tău. Ok, run and gun. Cu ce am tras, nici nu contează. O poți trage foarte simplu cu orice fel de Lumix, da? Ba ieși, wow, dar contează. Cum gândești cadrul ăla să fie cinematic, să ai lumina aia cât mai naturală? Cum te ajuți de locația pe care o ai, da? Mă rog, 5 de mar 2, pentru cine întreabă, manual, da, compresie, vrăjire, alte nebunii.
Da, dacă vii cu o deltă, da? De astea de la care avem acces, sunt făcute să te ajute. Gândește intenția. Am vrut să o văd cât mai natural, am vrut ca regia aia să fie cât mai autentică. E regizat. Da? Dar într-o formă autentică. Sunteți de acord cu mine? Sau mănânc caca? Nu, eu sunt de acord cu tine. Lăsați pe... Era o vreme când eu nu eram eu. Credeam... Da? Lăsați pe grup întrebări, comentarii, tăcă. Contează să-ți alegi modelul potrivit de cameră pentru stilul tău de lucru. Da? Din nou, aici știam că e running gun, am o zi, e un desen mișto, e un BGH, pe bune, am picat cum am îndrăgostarea pe BGH-ul ăsta și vă zic imediat de ce, din punct de vedere regizoral, da? Imediat după video ăsta vorbim de BGH și de ce îl iubesc ca feature-uri. Dar ca să faci tipul ăsta de video, îți trebuie intenția. În primul rând, îți trebuie un pic exercițiu de a ajuta autenticitatea aia și o cameră care se pliază și e rapidă, manevrată, flexibilă pe a trage tipul ăla de cadre. Acum, am aici ceva mișto pentru voi și trecem ușor la partea de cadou și de Q&A, da? Dar vreau să vă arăt încă un portret în care cumva te să ajuți clientul să înțeleagă valoarea pe care tu o aduci, chiar și fără cuvinte. Și hai să vedem ce am vrut să zic cu chestia asta. Ăsta este portretul video unui prieten bun, George Baltă, un ruibist, postului iubit, care este și subiectul următorului meu lungmetraj. Sunt subiecte la care ai șansa ca inspiraționalul să fie acolo. Nu trebuie să scrii, nu trebuie să vezi care e acolo. Da? Norocos că George are povestea, la el e povestea.
Ați văzut care era pecșatul la final? George Baltă, motivational speaker. Ați auzit un cuvânt de la el? Nu. Dar e clar că are ce povesti din tot ce a arătat. Și din cum a arătat. Lumină naturală, handheld, ne-am dus, o zi, am tras. Sunt foarte importante ca să dai emoții și cum lucrezi un pic regia emoții, sunt foarte importante cadrele de reacție. Aia care ascultă ce se întâmplă, da? George privea jucătorii de pe teren, cadrul prin planul lui. Cadrele de reacție ajută foarte mult ca emoție. Într-un film inspirațional, și aici vă dau niște exemple de filme care mie îmi plac foarte mult, Parfum de femeie, da? Cu Al Pacino, Andy Orb, The Bucket List, cu Morgan Freeman și Jack Nicholson, da? Personajul care este inspirat nu e erou. E ăla care se plimbă cu erou și e impactat. Iar noi ca spectatori ne asociem cu ăla care se plimbă cu erou. Noi nu avem pretenția să fim erou. Dar cumva ne ajută chestia asta și ca regie, când crezi, reacția lui care însoțește erou e foarte tare. În cazul ăsta, bun, era doar George, la fel cum se raportează el la ce vede, creează emoția. Da? Dacă nu ai poveste acolo, o faci, o creezi, m-am arătat în panorama cum și cum pui întrebările acelea. Bun, sper că ajungem la punctul ăsta cu BGH-ul. Sper, hai te ridică poți. Perfect. De ce nu mix BGH din punct de vedere regizoral? Da? Nu filmez cu mâna pe ea, dar știu că m-ar ajuta maxim, da? În primul rând, ca imagine, e filmică, e vlog, mă rog, senzor de GH5S, cred că ușor îmbunătățit, este box, are multiple prinderi, a numărat 9 sau 11, fără cage, dar nu mai stai, pune cage-ul, fute cage-ul, dă jos cage-ul, pune aia, nu tate, ai acolo șrubele, găurele, construiești pe ea, duce mult. E de cursă lungă, n-ai 30 de minute, da? Trag documentar, trag interviu, chiar mă interesează să trag lung. Ok, o să ziceți, frecții, se poate da stop? Se poate. Dar uneori, când tragi discuții lungi, chiar vrei să lași camera aia să meargă. Mai ales că poți să faci multicamera, dar prin LAN, băieți, șmecher. Trage rău pe Atomos. E mai discriminatoriu așa, dar e interesant. Mă rog, discriminatoriu pentru mine, care am un medic assist la 3G. Dar cum majoritatea au Atomos și vă dați cu Ninja, e foarte tare. Este ieftin la prețul și mai ales la discountul pe care acum le vezi în zilele Panasonic față de niște competitori. Da? Și, din punct de vedere regizoral, să mă rămăsa dacă 5 din 10 filmări am avut și o vizualizare cum trebuie și am putut să văd ce vede camera fără să mă împing cu gâtul pe lângă operator, fără să iau bastonul și să încerc să țin pasul cu ăla, da? Pentru că m-a picat Radecu. Ba, n-aveam timp de asist. Ba, n-aveam bani de asist. Ba, era prea greu rigul, dacă mai puteam să te ratec, băietul, că Lumix BGH, cred că va fi camera care ține cu mine, pentru că pot să vizionez ce vede camera, inclusiv până LAN, da? Prin dita mai ecranul de la laptop. Abia aștept să-mi bag cablul ăla de rețea, da? De rețea de cartier în BGH și în laptop și să văd ce vede camera ca să nu regizez teatru, să regizez și eu film, da? Să văd, mi-e foarte greu să coordonez și să dau directive dacă nu văd ce vede camera.
Acum voi ăștia care sunteți cu ochiul și cu mâna deja pe cameră, poate nu empatizați cu mine, dar e o cameră de producție, cameră de producție, ca să definim și ce înseamnă producția, poți să ai client care trebuie să vadă și el în timp real, poți să ai regizor, mai sunt și de astea pe lumea asta, care nu filmează, ci doar să uită în monitor și regizează, da? Coordonează echipa actorii. Și atunci ai SDI, ai HDMI, ai LAN, da? Mai ales cu ultimele update-uri care o să apară pe 24, poți să faci multe chestii. Ai multicam și alimentare până la, nu stau să schimb baterii, am montat-o, mi-a intrat cablurile Lego. Sunt sigur că și la următorul lungmetraj cu George vreau să trag cu două sau trei camere, trec un pic dubios la film din punct de vedere al felului cum pui lumina, pentru că Preica are două camere să stea pe același ax, una lângă alta, una să tragă la lumea stânsă sau un pic mai câș, pentru că lumina pe care ai pus-o să fie bună pentru amândouă, ok? Dar o să am multicam, pot să trag stream-uri diferite și mă ajută chestia asta. Autofocus, grupa mare. Din nou, hai mă, Teddy, lucrezi profi, ai film pe Netflix și ne vorbești de autofocus? Băi, da, pentru că să nu se supere prietenul nostru Ovidiu Grămesc, dar da, întotdeauna bani de follow, focus, care să vină cu tine. Poate ești stântorat, poate e un running gun, poate ai camera pe gimbal și chiar vrei să te bazezi pe autofocusul ăla, credeți-mă, am pățit-o în multe cazuri, da? Facem și proiecte pe bani buni și proiecte pe bani care trebuie făcute sau din care dăm profit mai mare, da? Nu ne căcăm pe noi, uneori ne zgârcim și vrem să ne bazăm pe camera aia cât de mult putem și să suplinim niște oameni care le costa în plus. Eu o să-mi iau huo din partea lui Ovidiu cu care am lucrat și la ASPA. A fost un proiect fain și un om care îmi place mult. Good. Vârf de linie pe Michael Fortress, BGH-ul, așa cum e S1H pe full frame. E fiabilă, te poți juca cu el. Apropo, poate că mai sunt oameni care, mă rog, eu am descoperit acum câteva săptămâni, luna după cer, faptul că poți să ai același bokeh, dar aceeași estetică a cadrului și pe Micro Four Thirds, la fel ca pe full frame, fără să pui lentile lungi, să te duci 3 km în spate, ci doar înjumătățind și focala, dar și diafragma. Eu n-am știut chestia asta, sorry dacă am fost prost, dar poate că ajute pe cineva informația asta. Dacă tragi pe un full frame cu 50 de milimetri la 2.8, poți să tragi aceeași imagine și aceeași profunzime de câmp pe Micro Four Thirds cu 25 de mm și 1.4, jumătate lui 2.8. N-am știut asta, n-am calculat-o niciodată. Poate că pe cineva ajută ca să nu mai avem debate-ul, dar de ce full frame și nu mai FT? Din nou, e good to, nu știu, dacă vrei aici, Ștefan, să adaugi tu ceva sau să mă corectezi. Cred că până la urmă e și alegerea fiecăruia dintre noi. Absolut, da, testează. Sună dealerul, zi, ce marfă ai? Good? Marfă. Nu mai are rost să mă dăm până asta, manifestul că deja ne-am întins. Tot așa era un tip de idee inspirațional. A prins ideea. Autenticitate, emoție, personaje și oameni cu care pot relaționa. Total diferit de reclamele de la TV. Da? Steve
uitabile, fără suflet și scumpe, doar de dragul de a fi scumpe. Între noi și vorba. Good. Acum, poate vă întrebați cum faci lumea să plângă și să iei bani mult pe asta. Eu fac chestia asta de vreo 15 ani. Și fac cum merge. Da, da, ok. Sunt bucuros. Nu vreau să mă, să mă mut. Dar am anul trecut și aici vine în parte de, de cadou pe care aș vrea să vi-l ofer și o să vă zic și pentru cu cui îi se potrivește cadou și cui nu. Anul trecut, dacă tot am stat acasă mai multe și am avut proiecte chiar multe, deși am regizat remote niște, niște campanii pentru COVID, pentru spitalele din Timișoara, de exemplu, care au rulat, dar am lansat un curs. Un curs care în principiu este pentru antreprenori, pentru freelanceri, pentru marketeri și pentru cei care și-au luat un DSRR sau un mirrorless sau un ceva și vor să facă business. Și-au lansat un curs premium de video content în care arăt tot ce știu eu în 15 ani de, de experiență și în care ți-arăt de zic, vă potriviți la cursul ăsta dacă vreți să creșteți un business, să vindeți anumite tipuri de producții către clienții voștri, corporate, branduri, freelanceri, și cumva dacă vreți să vă inspirați din cum construiești emoții, cum construiești niște produse, niște producții. Ștefan, lasă tu, te rog, link-ul în toate, sigur, în comentarii. Da? Hai să vedem ce conține cursul. În primul rând e un curs înregistrat la care ai acces lifetime la 92 de lecții practice înregistrate. Ești membru în grupul exclusiv în care dau feedback, sunt acolo foarte mulți care sunt cu noi în webinar, sunt deja în curs și poate să spună în comentarii cum e cursul pentru ei. Și l-am structurat în 5 capitole mari. Ăsta de școala de video pe fast forward, asta chiar pentru oamenii care acum învață, da? care vor să o ia de la zero. De ce am zis că pentru antreprenori? Că sunt o grămadă de cursuri avansate pentru filmmakeri, dar fix pentru oameni care acum se apucă nu sunt. Dar, din nou, e foarte util pentru cei care acum își deschid un business, da? După ce trecem de alinierea asta, în care învățăm nu doar basic-ul, dar și partea avansată în regie, în imagine, în etică, trecem la modulul de personal brand, da? Cum îl ajuți pe clientul tău să-și crească brandul personal în online, prin video content, un brand personal, cum îl ajuți să aibă un batch de videouri pe care să le uploadeze și el să tragi cu el jumătate de zi, o zi, și el să aibă content pentru o lună întreagă, care să uploadeze singur la 2-3 zile, cum faci super portretul ăla video, cum diferă portretul ăla de un film de prezentare, ok? Partea de how-to, care e wow, pentru orice fel de brand, de câte ori n-am căutat pe YouTube how-to ceva. Brandul care are capacitatea să răspundă la cât mai multe how-to-uri va fi câștigător, pentru că e mai aproape de nevoile și întrebările clientului sau. Apoi, după ce trecem de partea asta de brand personal, trecem la produse și servicii, da? Mergi către branduri, companii, mergi către branduri, abonam, coach, de exemplu, cum îi ajut să fac o filmare de produs, un video cu poveste și ce înseamnă până la povestea aia, orice e o poveste, dar cum o creezi pe aia, cum faci pe persona video? Aici persona video e o chestie foarte tare și anume, cum faci un portret al clientului ideal, da? Creezi un personaj, eu sugerez chiar vreo 3 măcar, așa încât tu când crezi povestea a customerului ideal,
privitorul care ajunge pe sat, Facebook, unde ajunge el, se identifică nevoile cu nevoile clientului ăluia ideal. Good? Și aici aveți iar mai bine de 10-15 tipuri de content pe care le puteți crea pentru clienții voștri. Apoi trecem la specialitatea casei și probabil că asta ar fi cel mai interesant modul pentru voi, sper, cred, pentru unii. Cum faci videocontent inspirațional, cum faci lumea să plângă și să cumpere. Cam ăsta e scopul. Bun, inspirațional nu înseamnă neapărat să storci pâra de lacrimi, da? Exagerez. Mai am eu o cioacă, lumea mă plătește ca să-i fac să plângă. Nu aia e scopul. Scopul e să trezești bucuria aia de a vedea, de a descoperi în tine și în povestea aia, da? De a da un subiect și o poveste și o imagine care să servească mesajului și esenței brandului. Apoi, modulul 5, cum creezi video dedicat pentru Facebook, Insta, YouTube, LinkedIn, pe lângă tăiturile din videourile principale. Dar, cum vă spuneam, la noi în agenție propunem pachete de 3 luni, 6 luni, 1 an, care pornesc cu 1, 2, 3 videouri de-astea powerful, emoționale, după care mergem în content secundar, content de fiecare găsiți în capitolele anterioare și îi creăm la clientului content pentru o lună, două, trei, zece. Da? Good. Ai acces la grup și ai acces la antrenezi lunare de suport. Am și filmmakeri în curs, am și videografi, am videografi de evenimente care vor să treacă la business, am fotografi care vor să se convertească în numele tatălui către video. Și atunci sunt aici și de-astea și un curs foarte practic în care îți arăt pas cu pas cum creezi tipul. Good. Și pentru că sunteți aici, cursul de obicei costă 495 de euro sau 3 rate de 175, dar am vrut împreună cu Panasonic, în cadrul zilelor Panasonic, să vă facem un discount de 200 de euro. Dacă intrați pe link-ul pe care Ștefan l-a lăsat. L-am lăsat și eu, l-a lăsat și F64, este pus pe chat. Discountul e deja aplicat în acel link. Dacă intri direct la mine pe landing page, pe tedinecula.com/curs, va trebui să adaugi codul Panasonic la checkout. Dau o factură, după ce te înscrii în curs, ai un formular de completare, dacă ai nevoie pe firmă sau pe PF. E de menționat că acest curs l-am construit și cu sprijinul F64, care pentru 6 luni de zile mi-a pus la dispoziție echipament, am testat, am făcut, am arătat, am filmat. Mi-a luat cursul ăsta cam cât ți-ar lua să faci un copil, vreo 9 luni. E un curs care are vreo 11 ore, nu te halești pe totodată, îl iei pe bucăți, cu ce te interesează, începi și experimentezi pe clienții tăi tipul ăsta de content și vezi cum merge. Deci, oferta e valabilă până sâmbătă seara, până pe 27 martie, ai acces lifetime la el. Vă aștept. Aceasta fiind spuse, partea de prezentare și de cadou aici se încheie și sunt aici pentru Q&A, pentru a răspunde. Sper că v-a plăcut, sper că v-am inspirat. Scopul meu întotdeauna e să inspir, să vă luați ceva bun și să vă iasă. Mi-ar plăcea foarte mult să văd de la fiecare în parte ce, dacă aplicați ceva din ce v-a inspirat în seara asta. Pe mine mă găsiți oriunde, Facebook, LinkedIn, website, Tedinecula, tedinecula.com,
Hai să-i dăm drumul la Q&A. Mulțumesc, Ștefan, pentru că m-ai lăsat să fiu vorbă lungă. Da. A fost o curiozitate și o plăcere în același timp să te văd și să te ascult. Avem întrebări. Eu am câteva întrebări de la mine. O să le las la final. Hai să luăm întrebările pe care le-au pus oamenii pe Facebook și pe YouTube. Din nou, vă zic ceva. Nu sunt om care pune mâna pe cameră. Știu despre ele, mă uit și eu, le învârt ca toți draci, ce-mi iau, ce-mi aleg, pot să răspund, dar nu mă întrebați din perspectiva operatorului, că nu știu. Da. Pompilius Diagonu te întreabă, salutări. Ce părere are despre Panasonic GH5? Are sens să filmăm 10 biți? Dacă ai de gând să lucrezi la culori, la fețe, la pigmenti, da, faci window, da, vinci frumos, tragi de cer, mai albăstrești, da, are sens, dar croma, pentru că cine ajută să începiți tu, ăla în felul cum l-am interpretat eu, ajută-mă, Ștefan, dacă e cazul și dacă poți, e că te ajută să selectezi mult mai bine nuanțele de culori, mult mai bine exponențial. Diferența între 8 biți și 10 biți e exponențială ca la cutremur, pe scara Richter, da? Și felul cum selectezi nuanțele și cum ai acces la o paletă, să spunem, mai mare de culori în selecție, te ajută biții ăia. Dacă trebuie să-l livrezi ieri și l-ai filmat azi, da, te descurci. Dar, de principiu, părerea mea e următoare. Trage, cum zicea și Philip Blum, în calitatea pe care o poți cea mai bună posibilă, în care te ține camera, te ține calculatorul să montezi. De ce? Pentru că vrei să livrezi maxim de cât poți da și apropo de 4K, 8K, toate K-urile din lume, eu că sunt ok cu HD-ul, da, Panasonic, știu că trag 4K, știu că e ok, dar ce am vrut să zic, că păi tu cu asta... Apropo de asta, Teddy. Zic. Apropo de 4K, au fost clienți care ți-au zis, băi, eu vreau 4K, vreau să am imaginea 4K, da, sau câți? Aia care aveau și 300 de euro, 3.000 sau 30.000, aia au fost. Să ne înțelegem, 4K au fost scorți. Bine, mă ajută 4K la reframing, mai ales la interviuri, dar nu mă trag și prin plan și larg, fac reframing. Nu, e normal, cumpără televizor 4K, vrea să bată 4K. Dovedește-i tu că n-ai tras HD și ai făcut upscale. Da? Bun, dar acum gândește-te în felul următor, da, că majoritatea clienților folosesc contentul pentru net, corect? Da, și atunci... De ce ai pune 4K pe un telefon care... Să pentru că Dumnezeu. Vrei ca acest content să fie relevant și peste 10 ani. Când s-ar putea să se simtă, și asta spunea și Philip Blum și îmi place, dacă ai posibilitatea să tragi, dacă nu strică nervii, să tragi poate că o trage și privează. Pentru că peste ani, când poate că HD-ul va fi ce e pentru noi SD-ul acum, s-ar putea să te ajute. Am documentare făcută în liceu, făcută în facultate, când le-am dat de export HD ăsta, SD, nici măcar HD, tot le trebuie. Și acum o să văd că naiba, că e ce crezi, dar și compresie în așa. Da. Dacă poți, dacă te ține, trage cât poți de bine. Da? Toată linia nouă de la Panasonic îți dă posibilitatea să fie acolo. Mai are rău să spunem că BGH e... approved Netflix. Hai să înțelegem și ce înseamnă approved Netflix. Să dea Dumnezeu să ajungem fiecare de noi să negociem cu Netflix, un Netflix original, și să ajungă la să ne întreabă cu ce camere tragi. Da? Noi, cei care facem filmele, vindem către Netflix într-un library pe o licență anuală sau la 2 ani, mai ieșit în Românica, zici, bă, da proste, cu ce îți dă, în fine, îți dă ok, dar să punem problema cu ce cameră aleg ei,
doar pe Netflix Originals, când ai vândut scenariul, când se ocupă de toată producția, da? Iar la nivelul ăla, care nu mai cred că te uiți la o cameră de 2010-2015, da? Adică e alt nivel, e, da? Ok, e Netflix approved. Știu Uite. Că pot să mă duc top și să iau banii mari în cazul în care am început proiectul și abia după aia vând conceptul înainte să-l finanțez în producție către Netflix. Leșan Valentin ne întreabă cu ce lentile s-a tras filmul și cu ce tip de cameră. A zis mai devreme dacă vrei și așa să mergi 500 pe 8 bits intern ca la anuntă. Numai că cu precizarea că ai avut un colorist, da? Am avut colorist de la Kodak, Alex Chitoroga, din nou. Îl puteți găsi, e foarte bun. Lucrează colorizare pe orice fel de material. Adrian Angel întreabă câți oameni ați fost în crew? La film? Da. Nu știm la ce moment. Băi, când m-am uitat, eu am urcat ultimul pe scenă la premieră, la Cinema Pro. Și când am văzut cât de full era pe trei rânduri scena aia, erau peste 110-120. Abia atunci mi-am dat seama magnitudinea de oameni pe care am reușit să-i pun la un loc. Erau mulți actori, mulți actori buni. Care... Cum? Mulți actori buni. Felicitări da, pentru asta. Da, foarte mulți. Aia am avut noroc. Când ai o poveste care trage și actorii acceptă să vină, chiar dacă n-ai figurile alea pe care ei le-ar vrea, dar simt că e o poveste bună care o să fie acolo și da, poate nici a părut și exotic să lucreze cu mine, dar am avut foarte mare noroc ca actor bun să fie acolo. Teodora Mareș nu mai jucase cu Adrian Pădăruc de 33 de ani, de la declarație de dragoste. N-a vrut să mai joace. L-am luat pe Adrian, care mi-e și bun prieten. Hai la Teodora să o convingem să refaceți cuplul ăla. În film e o cioacă. În film, Adrian Pătălaru și Teodora Marius refac cuplul din declarație de dragoste, dar se joacă pe ei cu numele lor reale, Adrian și Teodora. Am vrut să fac o jucărie de felul ăsta. Uite, în seara asta cu siguranță cei care se uită în continuare la noi, eu o să mă duc să deschid din nou filmul să-l văd, n-am apucat să văd decât până la jumătate, pentru că au venit fetele peste mine, asta imediat cum a apărut pe Netflix. Bun, Paul Neagu te întreabă, Teddy, 24 de mm versus 35. Pentru ce? Nu știu. Asta a fost întrebarea lui. Paul, dacă poți să ne mai dai detalii legate de focală. La ce format? H.235, pentru 24, că na, se dublează un pic ce am nevoie. Și depinde pe ce folosești. Poate folosești pe full frame. Eu chiar nu cred în tipul ăsta de întrebări. Și eu foarte prietenește ce zic, nu cer pe nimeni. Nu există așa sau așa. Vezi? Pentru ce? Pentru ce să te vei acolo? Vrei un wide, da, vrei un prim plan, să stai cu 24, poți. Și să ai partea panoramică lângă, vrei un 35 să fie mai natural, poți, da? Vrei un wide cu 35, mă duc departe și o să-mi dai o altă estetică decât dacă ștergi cu 16 mai deproape, da? Foarte mult contează ce vrei, cât vrei să platizezi, cât vrei să... Uite, o chestie mișto la care eu țin, când trag over the shoulder, da? Amorse. Cât de mult se intersectează capetele ălora, atât de multă intimitate creează. Dacă trag un over the shoulder, dar între capurile pe care le tragi, ăla din amorse și ăla din prim plan, e o distanță, îți dă un feeling. Dacă le suprapun prin focală, prin direcția camerei și poziția actorilor, îți dă o chestie de apropiere de intimitate. Nu știu să spun
Dacă dacă o să fac cu 35, bun. Probabil că dacă vreau apropiere, o să trag o focală mai lungă oricum. Da. Trebuie să vezi situația în care ești. Paul Neagu te întreabă ce părere ai despre filmul Colectiv. E super bun. E wow. L-ai văzut? Eu l-am văzut la Berlin. Și un român care se duce la Berlin, era la piața de film fix înainte de pandemie și m-am dus la Berlin și am văzut un film românesc, Colectiv. Foarte bun, foarte bun. Nominalizat la Oscar. Nominalizat la Oscar, dar hai să ne gândim de ce. Ăla e un documentar de investigație. Tu îți dai seama că în Arnău, când a apărut la știri incendiul ăla, practic și-a luat camera și a simțit să începe să înceapă să documenteze și și-a mai luat și al doilea coleg operator. By the way, Trust of Black Magic Pocket HD, ăla vechi, da? Să nu uităm când a fost Colectiv. Filmau. Ce vrei să zic, e cutremurător, de bun. Și sper să facă treaba la Oscar. Cine știe, da. Poate ne rezervă o surpriză și o să fie pentru prima oară când... Dacă nu greșesc, nu cred că am mai avut vreun documentar sau vreun film la Oscar. E premieră. E premieră pentru România. Da. Marius Daian, de unde, cum alegi muzica? Bă, de obicei art list, să ne căcăm pe noi, inclusiv muzica de un film. Da, eu am recunoscut melodia. De pe trailer. Cea de pe trailer am recunoscut. Da. Ți-am zis, camera, muzica, dacă le-am putut duce în zona asta și a fost de acolo să potrivit un film, why not? Numele not original, STK. Și vezi că au început să se îmbunătățească și ele de pe YouTube Library. Au început să bage... Ai folosit Epidemic Sound? Bă, am o dumă aici. Bă, l-am folosit fără să vreau și fără să știu. Mai de mult, pe când ei n-aveau nebunia asta de sub Skype, melodie, eu n-am înțeles modelul lor de business. Să mă... Poate că obișnuit fiind de pali și așa, mi s-a părut complicat. Am folosit, m-am trezit că și că am folosit fără să plătesc. Eu știam că cu vreo 6 ani nu erau cu subscripția de acum. Mă rog, am plătit, băi, am post într-un disput. Dar da, știu că băieții fac treabă bună. În principiu, eu caut muzică cu feeling și caut autori. Uite, la un documentar pe care l-am făcut în 2013, Base Poate, un documentar despre coaching în licee tehnologice, găsisem doi compozitori pe YouTube, polonezi și nu știu mai ce, mi-a plăcut mult playlist-urile lor direct în YouTube. Și le-am zis, boss, documentarul ăla, boss, să te folosesc? Da, sigur, pune-mă pe generic și go. Pentru că atunci când găsești un creator care e pe vibe-ul tău, by the way, am lucrat la un moment dat și cu compozitori care au compoziție. Bine, evoluția vieții și vari motive, peste un timp nu mi s-a mai părut că ceea ce creează se potrivește cu ce vreau. Pentru etapele alea erau foarte bune. Și atunci e mișto să-ți găsești creatori și să explorezi muzica lor și să conectezi. Networking, da? Filmul și video se face în echipă. Aurelian Mirea te întreabă de unde îți iei atâta energie pozitivă, mai ales în contextul actual? Din vinul bun roșu sec, din contactele intense și din reușitele. Na, pe toți ne motivează ceea ce ne-a ieșit. Și dacă vezi că e acolo, că lumea apreciază că e dincolo de vaite, adică nu sunt cu vaite, să văd că am livrat inspirație, dar și că atinge un public. Chit că e un clip de brand, chit că e un portret, chit că e un film. Din reușitele astea și din ce mi-am din viața personală, e al dracu de importanță.
fie bine acasă sau, mă rog, pe casa altuia, dar ca să poți să și creezi și să și produci. Da? Și să uite, ai și zilele alea în care stai la birou și dai mail-uri, tot așa. Zic. Pompilius Diaconu ne întreabă, atunci când filmăm cu Panasonic GH5, care nu are stabilizare în cameră, pe gimbal, face sens să filmăm cu obiectiv care are stabilizare sau nu are relevanță dacă obiectul are sau nu stabilizare? Aici te rog frumos să răspunzi tu. Sau Cristi, dacă e părinteță, Cristi de la Panasonic, nu știu. Nu știu. Dar, dacă mă întreb, dar are relevanță, pentru că ai micro jitter-uri și nebunii care orice chestie care ajută stabilizarea, lasă să fie. Să nu ai. Mi-a crepat microfonul, nu mai auziți. Nu-i nimic, te aud foarte bine. Bun. Dacă nu ai, fă frumos mersul piticului, să nu uitați cum te trăgea pe Steadicam, da? Că nu exista gimbal. Și când erau în domnii maestri și mergeau un pic în genunchiat, da? Ca să nu aibă step-ul ăla în imagine, te coordonezi. Dar dacă poți să ai stabilizare și pe obiectiv, din montaj am observat că ajută, contează orice chestie. La fel cum atunci când dați handheld, e mișto să ai top handle sau să ai shoulder rig și să-ți miști tot corpul. Din nou, am văzut din operatorii mei, nu că am pus eu vreodată mână, și să-ți dea o chestie organică în mișcare. Dar chestiile astea super tehnice, nu prea știu să vă răspund, pot să vă vorbesc în perspectiva regizorului care alege o cameră sau alta. Din perspectiva unui regizor sau din perspectiva ta ca regizor, da? Ai preferat să ai mișcarea organică fără stabilizare sau cu stabilizare? Depinde ce trag. Dacă îmi doriți o chestie fluidă, cinematică, cu mișcări stabile, vreau să am cu stabilizare. Dacă vreau să am o chestie handheld, care dau o chestie organică, mi-aș dori să am o minimă stabilizare ca să nu am jitterele alea proaste, da? Vorbim de mișcările alea fine, care sar și mai ales pe ecrane mari, se văd. Se văd, exact. Da. Bun, hai să am și eu câteva întrebări. Ia, uite că mai sunt Cristian Mihai. Te întreabă, cât de deschis sunt oamenii din industrie la altceva în afară de Arri, TV Logic, O'Connor și așa mai departe? Păi cât de deschis și-a făcut piața să fie, pentru că vorba aia, Blas Fervințu se trage pe Blackmagic 4K, se trăgea mult timp, da, ăla a pătrat vechi, da, trecem pe camere noi, nu mai așa. Fițoșenie. Ok, toți vrem să tragem pe cel mai bun posibil. Dacă avem de ce, din nou. Păi bune, am tras un spot odată și a apărut să ceva cameră mare, nu? Când o să dăm nume. Și inclusiv tehnicienii de la rental nu erau obișnuiți să o echilibreze pe Ronin 2. Le luau 3 ore în puii mei să echilibreze camera aia pe Ronin. Evident că m-a luat capul și evident că mi-aș fi dorit să am orice minore, nu știu, de șerei cu niște stabilizare să trag de cu cadrul ăla să plecăm pe acolo. Da? Nu e despre gear, e despre intenție și cum împaci gear-ul cu felul cum îl folosești și cu intenția ta. Nu știu dacă am răspuns. Da, uite, mi se suflă puțin din regie, așa, știi? Un prieten bun, Chico, îmi zice 5 de la început la Las Fierbinți, multe sezoane, Canon DSLR. Deci... Da. Dar cine era D.O.P. Chico, ia zi. Chico. D.O.P. era... Cum era? Buliga, nu? Da. Ia, să fac cu Buliga... Cred că și cu iPhone-ul, dacă trăgea și tot, e așa drăguț. Cu Nokia 3030. Bun, uite, am 4 întrebări care sunt de la mine. Le-am pregătit.
Dacă mai e cineva și mai are întrebări, mai luăm o întrebare după cele... Câți mai suntem? Acum suntem 52 pe Facebook și pe YouTube mai sunt 12 oameni. Bun. Felicitări. Da. Cât de greu ți-a fost să strângi bugetul pentru un film independent? Bă, mult. Și zic și de ce. Eu filmul ăsta l-am gândit cu 7 ani în urmă să fac. Mereu 7 ani. Anume, mereu 7 ani constant. Nu m-am scris mult să fac doar asta. Da? Eu eram anul 4 la regie, m-am gândit că ăla o să fie filmul meu de an. Practic. Dar la momentul ăla nici nu aveam comunitate de business, așa, dar încât să mă duc să ciocănesc la uși. Și eram și singur pe sabia mea, neavând pe cineva la producție care să mă ajute la asta. În 2017 am cunoscut-o pe Anca Vlășeanu, pe care am luat-o producător executiv al filmului, și am rugat-o să pună toți oamenii cap la cap, toate resursele cap la cap, așa cât și eu, atunci, crescându-mi network-ul de business, m-am dus la Fancurier, m-am dus la Felix de Rafal, m-am dus la Banca Transilvania, m-am dus la Westbay, m-am dus colo-colo, cioc-cioc, vreau eu, 5.000, 10.000, 20.000, de mani, ai face și noi filmul ăsta. Dacă vă uitați la film, câte reclamă le-am dat la fiecare, n-am primit în viața lor. Am văzut și pe afiș. Într-un film, pentru că în metrou e normal să ai panotajele alea de reclamă, da? Și la fiecare, da, scenă importantă și așa, aveți panotajul cu... De ce? E business. E și parteneriat. Îmi place să fac business. Și cumva, da, hai să zic că mi-a luat un an în mod practic și mai strânsesem niște bani înainte, dar deoarece veneam foarte rar, pe care i-am băut. Serios. Mă rog, cumva în anul ăla am reușit în 2017 să pun cap la cap tot. Atenție, cu 2 săptămâni înainte de filmare nu puteam să dorm. Nu aveam tot ce ne trebuia. Da? Bani. Bun, și suma strânsă, am înțeles că a fost 80.000 cu 60.000, nu? 140.000 de euro. Ideea că ți-e mai ușor să mai strângi după pentru promovare, pentru că când ai deja ce arăta. Mm-hmm. Când înțelegem, un producător mare nu s-ar fi băgat până 200-400.000 la asta. Am înțeles. Nu-l făcea. Dar contează ca producător și dacă vrei să faci bani din vânzare sau din bugetul filmului. E foarte important. Asta e a doua întrebare a mea. Cât timp a trecut din momentul în care ai început filmările până când a fost finalizat filmul și a intrat în cinematograf? Adică cât a... Din momentul în care ai dat... L-am amânat noi. A durat un an și 2 luni. De ce? Pentru că noi am vrut să lansăm chiar în ziua de 3 ani de la colectiv. Și l-am amânat, după l-am amânat, l-am trimis în festivaluri. Și vrei mai întâi să ai un circuit festivalier, după care să bagi în cinema. E o schemă de asta, știi? A durat cam un an și ceva, din care roughly 2 luni, 2 luni jumate montajul. Da? Am montat cu prietenii mei din Londra, cu Dragoș Stigla și Ana Turcan. Ana a fost editoarea filmului, el a luat un premiu de montaj în Italia și recunosc că m-a plimbat filmul ăsta în lung și în lat pe pământ, cum nu m-aș fi gândit, în Singapore, în India, you name it, și în America, când am ajuns cu filmul la un festival, cel mai tare feedback a zis, bă, noi nu vedem români acolo, noi vedem oameni. Pentru că atunci când lucrezi cu personaje cu esență umană, nu neapărat related to some culture, e esența în care se regăsește și de aia știu că asta și că așa ceva se vinde și că se va vinde și filmul cu George și tipul ăsta de poveste. Bun,
Zim trei regizori preferați ai tăi. Nu vreau, nu vreau podium. Da, da. Nu vreau podium, vreau trei regizori preferați. Martin Brest, ăsta care a făcut Parfum de Femeie și mai întâi l-am piratat și am văzut că am patru filme care îmi plac în același folder și toate, ce să vezi, aveau același regizor și mi-am dat seama că ăsta e Martin Brest. N-ai care am film de la noi. Și știi că mereu al treilea e greu de ales, probabil că Radu Gabrea, Țărâna Ușoară, care face niște filme, wow, pentru România. Bun. Și acum ultima întrebare din partea mea, mai e încă o întrebare după. Ce sfaturi ai da unui începător care ar vrea să se apuce de filme independente? Cred că nu se ia cadoul. Despre filme independente, găsește-ți poveste, ia o carte, fă scenariu după carte. Sunt cărți scrise bine, simple, câteva locații, câteva personaje, transformă-le în scenariu, ia-ți oameni, conectează oameni, ia un scenarist, unde-i găsești? Pe tot gardul, de la un ADG, pe Fiverr, dacă vrei să tragi în engleză, da? Conectează resurse. Ăla face un regizor și un producător, da? Eu cred că vrăjeala asta cu regizorul o să se ducă în timp. Dar ce o să rămână este puterea de a conecta oameni ca regizor și de a da viziunea aia. Găsești o poveste, găsești un scenariu. Dacă n-ai mai făcut film până acum, începe cu niște scurtmetraj ca să-ți faci mâna. Dacă ai tras, indiferent că ai tras nunți, clipuri, etc. și ești static pe treaba ta, cum e, de exemplu, un tip foarte mișto cu care lucrez acum, Bogdan Negoiță din Buzău. Băi, omul ăla face niște clipuri de nunte cinematice extraordinare. I-aș spune să nu mai pierdă 4 ani în școala de film și să se apuce să facă. Pentru că doar așa înveți film. Vrei să înveți istoria filmului? El te caută pe net, nu te să stai 4 ani într-o facultate. Pune cap la cap echipa, ia să poveste, fă-o și mergi cu ea pe unde poți să o vinzi. Adrian Angel te întreabă, ne poți spune cu ce scenarist ai lucrat pentru lungometrajul acesta? Da. Lucrez cu Alexa Axinte, Alexandra Axinte. I-a scris mult și pentru HBO și pentru alte lucruri. Cu ea lucrez și campaniile de content video inspirațional când nu am nicio scânteie sau când vreau alt timp sau un feedback, ea fiind axată doar pe scris. Cred foarte tare că trebuie să lași fiecare specialist să-și facă treaba lui. O găsești Alexandra Axinte pe Facebook, pe LinkedIn și e super prietenos, e foarte fain. Florin Roșu, asta este ultimul lucru pe care, de fapt ultima întrebare, nu ultimul lucru, vreau să-ți mai zic ceva. Ovidiu Leșan, te felicit, Teddy, eu sunt fotograf, dar atunci când întâlnesc oameni ca tine, ce vorbesc cu atâta pasiune de film, am tendința de a mă apuca de video în secunda 2. Bun, își simt pumnii în capul meu și asta te îndrept și pe tine, Ștefan. Mă întreb ce naiba se întâmplă în capul unui fotograf care face fotografii wow până când are că s-a scurt circuitat. Nu e obișnuit cu mediul. Ai pățit-o? Ai întâlnit? Da. E foarte interesantă chestia. Care e perspectiva ta? Fii atent. Hai să luăm și ultima întrebare, că o să fie foarte interesantă și asta. După care revenim, da? Florin Roșu. Salutare, băieți! Teddy, înțeleg că ai fost un producător la film de lung metraj. Întrebare. Ai așteptat mai întâi să atingi un anumit prag de sponsori, etc., înainte de a începe producția, sau ți-ai asumat și ai început producția filmului, chiar dacă veneai cu banii de acasă? Ai bătut palma cu fiecare membru al proiectului pe suma negociată sau majoritatea echipei au susținut proiectul indiferent de rezultat?
Sunt mai multe întrebări. Sunt mai multe întrebări, dar na. Ca să... în principiu am așteptat să am suma cu care puteam porni, care era cam toată. Pentru că eu aveam o locație. Eu trebuia să construiesc locația aia. Avem un metrou, la metrou e dracu de scump, e vreo 1100 de euro pe oră și tragi doar noaptea la metrou real. 1100 de euro? Da, prieten, așa. 900 dacă vrei doar peron, 1100 vagon între, asta era în 2017, între, când se încheie metrou, între 11 jumate noapte și 5 dimineața. Negociat, am ajuns la niște chestii, dar nu foarte wow, da? Adică eu am construit vagonul cu 7.000 și pe două nopți de filmare am mai dat 4-5. Așa, wow. Și nu două nopți full, așa, și te go, da? De aia și două camere, de aia și restul. Nu, majoritatea crew-ului și-a luat bugetul pe care am discutat, rezonabil, decent, n-am murit nimeni de foame, au fost și voluntari pe care iubesc foarte tare, mă rog, și punești partii, care nu au înțeles necesitatea, mulți actori, am combinat actori cunoscuți cu actori din trupe de teatru, da? Care poate că vreau să evolueze, să facă mai mult. Uite, una din actrițe, Daniela Pârnac, o vezi acum în toate reclamele, pe la Telecom, pe la ăștia cu zi, cu vaccinul, cu COVID-ul, da, e tipa creață, mămica. Bă, a fost acolo, a venit voluntar. Mulți actori care au susținut, tot trupe întregi. Da? Deci, cumva, e un deal. Și trebuie să fii uman, trebuie să fii carismatic, trebuie să împaci pe toți. Fiecare cu ego-urile lui. Asta e cea mai tare, cea mai interesantă parte la actorii. Tu ești level zero la primul film. Ia, ascultă-i, dar faci treaba ta ce știi tu că trebuie să iasă. Eu aliniere. Te-a ajutat foarte mult faptul că ai lucrat cu actori? Hai să spunem pe aia pe față, foarte cunoscuți în România. Da. Da, pentru că nu trebuie să le explic foarte mult ca să-mi dea fix ce vreau. Și ca să am și inputul lor. Știi, să-mi zic, băi, dar nu, cum ar fi să facem așa? Dacă îmi plăceau, făceau așa. Și dacă simtea că e acolo, dacă vreau să fiu pe treaba mea, eram pe treaba mea. A fost o conexiune foarte tare. N-am simțit că ne privim de pe nivelul diferit unui parte. Până la urmă, filmul trebuie să iasă. Teddy, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat să fii alături de noi. Îți mulțumesc că, știi, am vorbit la început, am zis, cât crezi că o să țină? Da. Cam o oră, crezi că mă încadrez într-o oră? Zic, da măi, te încadrez într-o oră, dar cine știe, dacă mai e nevoie, mai stăm. Ei, uite că au trecut 2 ore, Teddy, suntem da, de 2 ore în live. Tare mult. Te-am ascultat cu plăcere, pentru cei care... Poate nu au ajuns la început, Teddy v-a lăsat, e un cadou de la el, un video content marketing curs premium pe care îl puteți achiziționa cu 200 de euro mai puțin. Este un link în descriere. Cristina, dacă poți să-l mai mă ajuți să-l mai pui încă o dată, rămânem recunoscători și eu și Teddy. Îți mulțumesc mult de tot că ai fost alături de noi încă o dată. Mulțumesc. Mă înclin. De fapt... Mai bine bem, auzi? Mai bine bem. Ne înclinăm după aia. Mulțumesc tare mult, acest Panasonic. Mulțumim Panasonic pentru oportunitatea de a te întâlni. Da, și de a face un live cu tine. Și trebuie să mai știți că în perioada aceasta sunt reduceri la Panasonic și mâine o să avem o emisiune cu Alin Angelovici, nu, de fapt, scuze, mai puțin, cu Cătălin Beldea,
Panasonic Days, fotografia astronomică. Am văzut niște chestii geniale azi, pentru că a făcut test cu el și mi-a arătat niște chestii senzaționale. Pentru mine e cu totul și cu totul altceva. Nu știam de fotografie astronomică, știam oameni care stau, se uită prin telescop, dar este cu totul și cu totul altceva ce o să vedeți cu Cătălin. Și Alin Angelovici, vineri pe 26, fotografia de călătorie cu G9. Teddy, de data asta mă înclin, cum zice și Andy Moisescu. Vă pupăm și Mărioara. Și Mărioara acolo. Aveți grijă de voi. Guys, numai bine și să ne vedem cu bine, să scăpăm o dată de nebunia asta și să ne apucăm de filme independente și de documentare. Mulțumesc încă o dată, Teddy. Vă salut pe cei care au fost alături de noi până acum și ne vedem mâine pe 24, încă o ediție legată de live streaming cu Canon de data aceasta și închidem săptămâna cu Panasonic. Numai bine, să aveți o seară cât se poate de plăcută!